Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la WWE 2K24, unde astăzi o să jucăm mai multe moduri de joc, de exemplu cu coșciugul, cu cușca și poate și un Royal Rumble. Să vedem, să vedem. Hai să ne și noi play, sunt foarte curios în ce constă meciul acesta. Eu vreau să fiu nimeni altul decât Kane, adică n-ai cine să fie altcineva, pur și simplu dacă te joci cu coșciug și... Mamă, ce meci! Ok, ăsta e un meci așa ca pe vremuri, aș putea spune. Hai să ne șunem la un championship și luăm centru al lui John Cena, dar el nu joacă în meciul acesta. Între timp, aveți în descriere link către G2A, jocuri mai ieftine, poate chiar și jocul acesta, sau G-Fuel, codul RAF 12% reducere, nu mai e 12%, nu mai știu cât e reducerea, dar aveți voi codul acolo și hai să dăm drumul la treabă. Hopa! Mama, tu coșiu, nu cred! Ar trebui să facă meciuri de-astea... Mai sunt sau? Bun, deci nu poți să pui la pin, nu poți să pui la submission, nu poți să fii descalificat. Trebuie să forțezi oponentul în coșciug. Ok, sună bine, sună bine. Never give up, ok. Să nu ne dăm niciodată bătuți. Deci lângă ring este coșciugul, dacă l-ați văzut. Între timp, puteți să dați și voi like, să strângem 100 de like-uri. Ok, mai jucăm sau? Bun, 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 bun. Oh! Oh! Mamă, ce-i The Kane! Și acum ne flexăm. Asta e așa. Îl aruncăm. Fii atent. Direct pe coșciug. Oh, i-a rupt cocoasa. Bun, bun, bun. Hai să-l flexăm din nou. Opa. Mă, cu ce ai venit tu aici? Oh, ce picioare, doamne. La funduleață i-a dat. La funduleață. Ok, arunca peste el. Eu urcăm în colț, dar nu pot să mor gen. Bun, 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 sărim pe el. Ah! Ok, ok, ok. Nu cred că a fost un plan bun. Hai să vedem. Pumnalul. Bine, știți că Undertaker s-a retras din wrestling. Deci el nu mai e wrestler. Are o vârstă, presupun. Să dai seama, Undertaker din wrestling dinainte să mă nasc eu. Asta e ireal. Bun, 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 bun. Cred că mai încercăm o dată că mi-a plăcut. Oh! Și-a rupt șalele. Bun, nu mai avem stamina, trebuie să ne relaxăm puțin. Stăm așa pe spate, pe colț. Ok. Hai să ne ducem în partea cealaltă. Hopa! Fii atent că a deschis coșciugul. Face cumva o invitație sau... O să fie în felul de... No! No, man! Come on, te-ai urcat full! O să fie în felul de Royal Rumble. Bun, fii atent, eu iau scaunul. Aaaa, mi-ai stricat planul. What? De ce sunt două mese? Nu era de obicei una? No, nu e nevoie să vă ridicați, stați liniștiți. Pune și noi asta pe colț aici. Ce e de șatelo? Oh! Hai, las-o mic. Ce mă? Oh! N-am vrut să fac asta, am vrut să-l bag cu căpățâna în colț. Ia uite-mă. Haide, aplaudați-mă! Trebuie să ziceți, this is awesome. Nu, 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 nu! Nu, 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 nu! Bă, 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 în coșciug! Nu! Nu, 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 nu! Mamă, cum s-a ridicat! Să crezi tu, fratelo! Lev Button. Ah! Ce se întâmplă, m-am împiedicat? Oh, frumos, frumos! Ia stai puțin că mă enervez rău de tot. Opa. Hai să-l ducem puțin aici. Oh! A început să sângereze. A, fii atent ce mișto, să urcă pe casket. Ok, asta e tare. Te aștept în ring, fratelo. Fuuu, îl invităm. Te aștept. Ok, ok, te văd acolo. Ai, ai, ai. Hai, ridică-te. Vreau să-i fac un chokeslam, ceva. Dar înainte de asta, ia vezi, o mică schemă. Bun, 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 ce vrei să facem cu el? Sărim așa de... Oh, snap, snap! Frumos, frumos, fii atent. Ești direct afară. Direct. Ce sunt? Ok, n-am vrut să fac asta. Facem și semnătura, dar hai totuși să-l... Are you serious right now? Oh, snap! Ce DDT! Out of nowhere! Hopa! Da, îmi place că s-a ridicat instant, ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Okay. Oh boy, to the
Nu mai avem nevoie de acestea, o să vă... What? Ok, fii atent. Mă super puțin, sincer. Așa că... Na, mă, îl strigă Fanny și și-a revenit acum. Stai. Ok, ok. Nu vreau să dau instant recovery. Man! Wow! O, frate, ce-mi face bă ăsta? Oh, 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 oh! No, 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 no. Crezi tu asta? Sar, sar, sar pe el, sar pe el. Oh, mamă, cu fundul în sus a sărit. Dar nu vreau să urc pe scări. Oh, de două ori. Îl ridicăm. Îl luăm frumos cu noi. Și îl trimitem așa la mișto. După care, fiți atenți. Îi dăm o semnătură. Și avem și finisher, stați liniștiți. Avem și finisher. Choke slam! E exterminat, adică nu, n-ai. Stai așa. No! Am vrut să mor pe colț, dar... Nu știu ce apăs să mor pe colț. Mai am să mă urc sus de tot pe colț și să sar pe el. Gen așa. Oh! Mă, s-a ferit, what? Mă, ce face Kane? Prea puternic. Ok, îmi pare rău, dar nu pot să mă abțin. Stai un pic. Ok, ok, te văd acolo. Ce faci? Ce mi-ai zis că dansăm? Come on, Kane, you're better than that. S-a urcat pe coșucălă. Climb. Hai, te aștept aici dacă ai cu... Dacă ai curaj. Hai. Hai să dăm aici pe masă. Hai. Bă, dar nu se urcă pe masă, man. Sunt curios. Nu-l fac să se urce pe masă. Bună încercare. Hopa. Mă, mă, ne facem unul altuia. Oh. Bun, 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 scoală-te. Ok, se pare că nu vrea sub nicio formă, deși îl bat, îi fac. O, frate, ce are bă ăsta? Da, nu știu cum să-l urc pe masă. A, clasic. Clasicul zâmbețel. Stai jos. Nu știu, nu pot să-l urc pe masă. Habar n-am, fii atent, hai să lăsăm masa asta, că e vorba de coșul. Hai să-l urcăm frumos. Ce se întâmplă dacă îl arunc în coșul cu coșul deschis? Mă înțelegi ce zic? E o singură modalitate de a afla. Stai și tu acolo, Undertaker. Ia uite-l! Și... Oh! What? Oh! Și poți să sartă pe colț pe el? Asta ar fi insane! What? Nu, nu poate să sară! Ok, ok, understandable că rupem cu știu, n-ai bă chip. Bun, și eu sunt curios de o altă chestie. Ce o face, mă? Bun, 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 bun. Te duci din nou acolo. Nu știu cum să zic. A, deci e aceeași animație. Ok. Bun, hai să coborâm, să vedem ce se întâmplă. Trebuie să-l închid, aia e problema. Dar nu vreau să-l închid. Ok. Vreau să văd dacă pot să pun un coșuc de aici. Bă, dar nu i-am făcut finisher-ul, man. Ia stai așa. Ce se întâmplă, man? De ce s-a urcat ai? Na. Eu nu înțeleg. No, 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 no! No, 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 no. Bă, 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 bă. Pleacă de aici. Mamă, l-am dat la o parte, l-am aruncat cu totul. Fii atent, deci dacă alergi pe colț... Aha. Unde-i serpel?
A, avem semnătură din colț. Este așa, că mă face curios. Doamne, nu se mai urcă pe colț. Bă, când nu vreau să se urce pe colț, se urcă pe colț. Așa, 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 așa. Păi și acum nu mai e semnătura. Nu știu, man, mă dau bătut. Doamne, doamne! Păi el nu înțelege că nu poate să mă bage în coșug. Ok. Eu încerc să-i fac finisher-ul, el nu mă lasă, nu mă mai urc pe colțul ăla. Atac cu el. Stai jos. Hai să vedem. Boom! Let's go! 3, 2, 1. Bam! With the choky choke slam. Vreau să te arunc afară din ring. Afară. Nu te urca pe colț. Ce-a fost, bă, asta? What? Avem freeze. Bun, 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 bun. Ah! Ok. Bun, afară de charge finisher, vreau să-mi fac stamina full. Vreau să-l ridic. Și vreau să-l duc așa aia. Ce se întâmplă aici? Oh, ok. Și nu pot să-i fac finisher? Părea că stă să-l atac. Este să mai încerc o dată. Stai aici. Părea că pot să-i fac ceva. Ia. What? Holy boys. Deci cred că atât poți să faci la coșugul ăla. Nu-mi dau seama dacă mai sunt alte chestii. Printre fani. Cum o intră, mă, cameramanul între fani? A, de fapt nu, cred că știu ce pot să-i fac. Cred că dacă îl ridic așa, pot să-l arunc direct. Da, mă, da. Ok, îl bagă direct. Left button, ok. Hai să vedem ea. Fai, Nike. Nu, nu se poate așa ceva. După ce l-am bătut 200 de ori, omul încă rezistă. What? Ce nu înțeleg? Pe al treilea finisher. Deja știe pădăros mișcarea de câte ori am făcut-o. Mă, la limită, că nu mai avem stamina deloc. Mamă, la limită. Cred că dacă le închizi nu se mai deschide ușor dinăuntru sau nu știu. The winner. The new. Ha! Sunt campion John Cena. N-am văzut în viața mea așa ceva. Ok, vezi că a fost tare. Hai să jucăm cu Randy Orton versus, nu știu dacă Roman Reigns. Ce caractere mai avem pe aici, întrebarea? Nu heavyweight. Vreau să fac așa. John Cena versus Randy Orton. În Backstage Brawl. Am văzut că sunt niște chestii noi adăugate. Deci cred că o să ne placă. Și nu mă mai scoșe cu un John Cena. Bun, fii atent. Deci avem o dată scara asta aici. Nu știu dacă era în celălalt sau... Asta parcă era. Dar ce e interesant... Ia, poți să-l arunc de pe scară? Opa. Oh! 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 Opa! Bun. Și atunci să vedem dacă putem să-l aruncăm. Nu merge, bă. Dar cred că aici la dreapta ar trebui să meargă. Chestia asta știu că se poate rupe bariera. Ia stai puțin să-l aruncăm. Dar, fiți atenți, ce e nou? Este liftul. Fii atent. Oh, stai așa, never mind. Never mind, boys. Vino aici, ciobolanis. What? Zici că mi-a făcut el... Bun, hai să-l ridicăm. Nu pot să-l arunc, mă, pe groapa aia. What? E ciudat că am făcut groapa, dar nu pot să-i faci nimic.
Ce-a făcut, man? Nici nu știu ce se întâmplă. Opa. Pare că s-a împiedicat. Mă rog, hai să vă arăt ce e nou. Ia vezi. Unde ați mai văzut vreodată lift, man? What? Iată, ieșim ca frății. Și după aia ne batem iar. Opa. L-am rupt pe picior și după aia plec cu liftul. Pa. Doamne, îmi dau emote-ul în lift. Asta mi se pare tare. E ciudat că nu poți să cazi nici pe scară. Asta e ciudățel. E un OMG moment să-l arunci pe chestia asta din dreapta. Ia, știi să coboare? Nu te cred că vine cu liftul. Bă, lasă-l cât de inteligent poate să fie. Ia. Doamne. Aici, fratele, te aștept. Ia, uite-mă. You can't see me. Nu mă mai vezi. Foarte simplu. Te arașchetăm așa. Și te aruncăm, iată. Oh! Oh! Ce-ai, mă, s-a încheiat instant. Eu trăznit oasele, ce s-a auzit, man? Îl arunci de la două etaje și apoi mai sar și pe el. Da, nu, e... Deși wrestling-ul e cum e, săriturile astea n-ai ce să le faci. Adică sunt reale, 100% și săritura aia nu ți-o face oricine. Fii atent, deci John Cena vs. Batista se luptă pentru centura lui John Cena, care o deține Kane. Și Kane nici măcar nu e în match pentru că e un Hell in a Cell. What? Ok, asta e tare. Mamă, ăsta e genul de match pe care îl vedeam eu când eram mic. Adică John Cena versus Batista. Oh! Frumos, frumos, frumos. Ok, ok, ok. Opa. Bun, ringside combat, ia să vedem. Îi dăm cu pumnul, după care hold ăsta, press grapple. Tomberon? Ce scot mă de aici? Ia stai să vedem cu tomberonul care e situația. Ce zici, fratelor? Ia uite-mă. Ce mișcări am, voi ați văzut? Ok, ok, ok. Mă, ia tomberonul, ce faci? Regele. Oh! Nice, nice, nice. Bă, dar ia tomberonul, ce faci? Mă, apăs și nu merge să-l ia. Cred că l-a epuizat sau ce se întâmplă? Da, e puțin cursed ce se întâmplă aici. Hai să scoatem și o măsuță să ne distrăm puțin cu ea. Așa. Luăm și măsuța. Prima dată îl altoim cu masa. Și a doua oară îl altoim din nou cu masa, că s-a ridicat. No, bro! Ok, ok, vrei tu să ne... te distruțim afară? Eu să-ți respect decizia. Bun, n-a făcut absolut nimic decât m-a aruncat dintr-o parte în alta. Nu știu dacă trebuie să dau... Cred că mi consumă stamina degeaba. Ok, stai jos puțin. Cena is fired up indeed. Hai să îi dăm o masă de asta să-l potolim. Cum pune masa? Că nu înțeleg. Trebuie să țin apăsat? De asta sunt curios. Ah, ok. Apăs A. Bun, bun, bun. Eu sunt curios. Învățați-mă și pe mine. Cum îl pun pe masă? Adică, ok. Și dacă dau A... rupe masa cu el, dar nu-l pune pe masă, că vreau să sar de pe colț. Not bad, not bad. Bun, hai să rupem un perete cu el. Ieși tu puțin afară. Bine, stai, vreau să văd. Ok, ce perete spargem nu contează. Aș vrea să ieși, nu să intri. Da, da, da. Trebuie doar să-l aruncăm în capătul celălalt. Deci, while at ringside, lângă ring, use ringside attacks and Irish whips to break the section. Deci zice să fac așa. Adică l-aștept aici, facem aceeași schemă. Bun. Dacă mă aruncă și el, e ok. Bă, am vrut să zic bine, am vrut să zic mai multe cuvinte, nici nu știu ce s-a întâmplat. Hai să ne ridicăm instant. Bă, am zis.
Asta e reacția mea. Bun, boys, mă știți deja. Bun, right button, yes. Aici ești destul de sus, sincer. Sper că n-ați văzut aia. Okay. Bun, bun, bun. You can't see me. Oh! Attitude adjustment. Și acum venim frumos aici. Venim frumos așa. Oh! Ah, n-a mers. Oh! What? What? Bă, am căzut și eu. Și acum mai fac și semnătura. Ooh, you can't see me, brother. Și boom! Așa sângerat. Și acum, mă rog, aici era momentul în care făceam win. Dar mă știți doar, îmi place că îl bat și când se trezește nu are nimic. Și ăsta e cel mai clasic moment WWE care există ever. Adică el cum mă mai bate pe mine după ce a căzut din tavan, i-am făcut scheme, i-a rupt în două. Ok. Trebuia să aibă și el momentul lui, îți dai seama. Bun, eu zic să te potolești pur și simplu. Pentru că o să-l aștept din nou sus pe cușcă. Trebuie să încercăm să rupem masa cu el. Nu știu cum o să meargă, sincer. Trebuie de aici cumva să-l aruncăm. Dau tot ce am. S-a întâmplat, man. A căzut direct. Cred că să-l așteptăm sus. Dacă eu mă duc să cobor, cred că pierdem timpul degeaba. Nu pot să sar pe el de aici. Deci am coborât jos ca să urc sus. Ia oare, pot să-l atac aici? Oh! Ia uite-l! Oh! Oh, 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 era să cadă. Stai că nu vrem să cazi. Nu știu, bă, cum să-l arunc pe... Nu, chiar nu știu cum să-l arunc. Trebuie să fie un OMG moment, cred. Oh! Bro! Murea până acum, a căzut de 3 ore de acolo. Să-mi trebuiască oare 3 finisher în stânga jos? De asta sunt curios. Nu! Lumești! Ok, aparent vrea să-mi facă el mie finisher-ul. O să vedem. Opa. Bun. Hai să facem un finisher, ia. Ăla-i, ăla-i, ăla-i. Uuuu! Moment legendar! Și... Boom! Da, e over. Problema e că... This is really awesome. Oh! Bă, e gravă. Nu, 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 nu! Ok, nu e gravă deloc, gen. Bă, durează prea mult până lovește John Cena. E ok, boys, e ok. Bun, așa o dată. Ia vezi-l! Și... BOOM! E 0 HP, pur și simplu. 1, 2... What? Și... A 1000 oară, nu știu dacă mai sunt surprinși fanii. 5 knuckle shuffle. Îl punem aici dacă nu-i facem finisher și oricum e over. Da, a fost match epic ăsta. La Hell in a Cell nu cred că au adăugat nimic nou, ce-i drept. Nu știu. Cred că poți să-l arunci direct cu finisher de pe cușcă. Mamă, și-a luat centura înapoi, John Cena. Cred că poți să-l arunci cu finisherul de pe cușcă, dar nu mai e nevoie de OMG moment, dar nu sunt sigur, nu sunt sigur. Însă, acesta a fost episodul, băieți. Dacă v-a plăcut, like-ul la blană și ne vedem data viitoare. Pa!